90 de ani, e o cifră rotundă pe care Academia de România din Roma a împlinit-o în toamna anului trecut. A fost un moment aniversar, așa cum puseseră momente aniversare în anii precedenți, la fiecare aniversare de 10 ani a Academiei. Aș putea să spun că a fost un obicei care a început în perioada interbelică a se aniversa Academia la 10 ani, la 20 de ani. La 30 de ani nu s-a mai putut aniversa, pentru că din 1948 Academia a rămas închisă. A fost reluat apoi, în anii 70-80. Evident că diferențele sunt uriașe, mai ales față de acești ani postbelici. Academia Română din Roma, Academia din România, sau Școala Română, cum mi se spunea în perioada interbelică, este cea mai veche instituție de cultură românească din străinătate. Fondatorul ei a fost Vasile Pârvan în 1922 și a început activitatea deodată cu Școala Română de la Paris. Și aceea a fost închisă în 1948 și, din păcate, nu s-a redeschis niciodată. Nu mai există nici clădire, a fost vândută. Roma a reușit să se salveze. A reușit să se salveze cu dificultate și abia după 1990 a început treptat să-și reia rosturile inițiale. În fapt, România, după Primul Război Mondial, a dorit să se integreze în Europa de atunci, în Europa modernă, și prin acest sistem de a trimite la studii pe cei mai meritoși absolvenți de la universitățile românești în domeniul umanistic. Așa s-a întâmplat în primele două decenii, primii 25 de ani de existență a Academiei. Pot să vă spun de pildă că personal la Universitatea din Cluj, când eram student, am avut numai puțin de 6 profesori care, în perioada interbelică, au fost bursieri aici. Generația noastră nu a beneficiat de această posibilitate extraordinară de a petrece un răstimp în Roma, unde ai la dispoziție biblioteci, muzee, șantiere arheologice, monumente, ai posibilitatea de a avea contact cu universitățile de aici, cu personalități din lumea științifică, din domeniul umanist și din lumea culturală. Noi nu am avut această posibilitate, după cum bine se știe, și acum, iată, după 1990, treptat, reluându-și rosturile inițiale, Academia a redevenit ceea ce trebuia să fie. Din 1999 avem din nou bursieri. Bursierii Vasile Pârvan, după numele întemeietorului. Așa precum Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția acordă bursele Nicolae Iorga. Domeniile sunt cele clasice, aș spune. Istorie, arheologie, filologie clasică, filologie modernă, în special italienistică, arte plastice, arhitectură. Sigur, în ultimii ani paleta lor s-a diversificat puțin cu domenii care însă nu reprezintă tradiția la Academia de România și nici la celelalte școli străine. Problemele nu sunt în linii mari altele decât cele există care erau în perioada interbelică. Evident că și noi, ca toate instituțiile românești, ne plângem că nu avem suficienți bani. Aceasta este un lucru care toată lumea se întâlnește în permanență. Trebuie să recunosc însă că, de pildă, anul trecut și în acest an, Ministerul Afacerilor Externe, care este finanțatorul nostru din punct de vedere logistic, a făcut un efort și, precum vedeți, Academia din România arată foarte bine cu aceste îmbunătățiri care i s-au adus. Bursele Pârvan vin de la Ministerul Învățământului.
vin din Ministerul Învățământului, iar banii pentru activitățile culturale vin în cea mai mare parte de la Institutul Cultural Român. Bursa Vasile Pârvan reprezintă o oportunitate importantă de a crește în orice domeniu își alege oricine. Îți oferă posibilitatea de a cunoaște o altă realitate sau de a înțelege anumite situații, anumite realități ale vieții dintr-o altă perspectivă. Îți deschide foarte mult orizonturile. Cercetarea mea investighează raportul între literatură și medicină, având ca studiu de caz literatura italiană. Ceea ce fac eu efectiv este investigarea modului în care biografia unui autor este transpusă în bibliografia acestuia, urmând ca mai apoi, după inventarierea anumitor figuri de stil, anumitor obsesii, observării modului în care jurnalul devine operă literară, să încerc să găsesc o modalitate prin care aceste rezultate de nivel teoretic pot fi folosite la nivel practic. Iar aici mă refer efectiv la faptul căruia pacienții pot folosi această literatură cu scop terapeutic. Efectiv, literatura devine un fel de palimpsest, de jurnal rescris prin intermediul recitirii operelor literare respective. Au la dispoziție în Roma biblioteci, arhive, muzee, șantiere arheologice, posibilitatea de a vedea expoziții de artă plastică temporară, posibilitatea de a cunoaște galeriile și pe galeriști chiar, ceea ce în bună măsură în România lipsește. Dacă ar fi doar să mă refer la biblioteci, uitați-vă la École Française de Rome, există o bibliotecă specializată în istorie antică și în istorie medievală, care are circa 300.000 de volume. La Biblioteca Institutului German din Roma, la fel. Deci, nu mai vorbesc pe urmă de arhive, arhivele statului, arhivele Vaticanului, care au fost cercetate încă din anii 20 și rămân în continuare un obiect de cercetare pentru tinerii care au început deja acest drum al cercetării. În aceste 10 luni, ca bursier Pârvan, istoria mea personală aș fi o istorie dublă. O istorie a descoperirii și redescoperirii personale în această capitală a istoriei. Pe de altă parte, ar fi vorba de o istorie a creșterii mele la nivel profesional. Bursa Pârvan pentru mine reprezintă o provocare și ca bursă de formare. Bineînțeles, cea mai importantă bursă oferită de statul român. Iar în ceea ce fac eu în istoria catolicismului din țările române, în perioada Evului Mediu, atunci Roma devine o destinație evidentă, normală. Evident că aceasta m-a dus la noi feluri de a vedea lucrurile. Și din nou, în dublu sens, și personal și științific. Pentru mine este o oportunitate extraordinară de a studia aici, în capitala Italiei, Roma, un oraș care se dezvoltă, de exemplu, Euru și acum construiește centre noi. Cei care anul trecut am fost și am văzut împreună cu directorul Academiei din România, am avut plăcerea să fac o prezentare și chiar să facem un ghid, să mergem să vedem orașul Euru. Oraș Eur construit de către Mussolini în afara Romei. Un oraș care este raționalismul, reprezintă raționalismul pur al arhitecturii italiene moderne. Thank you.
carte pe care am scos-o împreună cu colegii mei Veronica Turcuș și Iulian Damian. Este de fapt, cred, spun, îndrăznesc să spun, prima istorie adevărată a acestei instituții. A existat una care a apărut în anii 60, finalul anilor 60, în care lucrurile s-au spus pe jumătate. Când spun că lucrurile s-au spus pe jumătate, mă refer mai ales la acea perioadă dură din viața Academiei, din timpul celui de-al doilea război mondial și apoi tot ceea ce a urmat din 48, odată cu închiderea de către regimul comunist instalat la București, aceste instituții de cultură și până la redeschiderea ei. Deci, cartea noastră, care se bazează pe documente din arhivele Ministerului de Externe de la București, Ministerului de Externe al Italiei, se bazează pe documente de la Ministerul Învățământului, pe tot ceea ce am putut noi să adunăm, prezintă istoria Academiei așa cum a fost, de la debutul ei, de la această perioadă, sigur, foarte, foarte frământată a începuturilor. Academia și-a desfășurat în primii ani activitatea într-o clădire închiriată, nu foarte departe de loc unde ne aflăm. Apoi, din 1931, s-a mutat în această clădire, grație Băncii Naționale a României, care a dat fondurile necesare acestei construcții. Apoi, perioada de creștere instituțională, anii 30, după care încep problemele din timpul războiului și mai ales tot ce s-a întâmplat după 48, când biblioteca pe care o vedeți a fost expediată în țară, o parte din cărți s-au pierdut, o parte au fost furate și abia târziu, după 90, fondul vechi, dar nu în totalitate, s-a întors. Deci au fost niște ani foarte grei, pe care, sigur, și-a pus amprenta situația politică din România din acei ani. Ceea ce au făcut predecesorii mei, după 1990, directorii Academiei de România, Zoe Dumitrescu Bușulenga, apoi Marian Papahagi, au fost pași importanți pentru a ne relua locul în această companie din Valea Giulia. Suntem din nou o academie străină care este din ce în ce mai mult cunoscută, n-o spun eu aceasta, o spun partenerii noștri italieni sau străini, o spun ziarele. Deci trebuie să fim ceea ce era normal să fie întotdeauna această instituție, un centru de formare academică. Bursa Vasile Pârvan pentru un tânăr arhitect este foarte importantă. Îi dezvoltă noi orizonturi și orașul Roma, cu straturile sale istorice, pline de artă, arhitectură și cultură în sine, este un oraș ideal pentru a avea o bursă în afara țării. Recomand tuturor arhitecților sau chiar și studenților care vin prin anumite programe de tip Erasmus să aleagă Roma ca oraș de cultură și de arhitectură în mod special. Pentru mine înseamnă foarte mult. E un vis care a devenit realitate, pentru că de ani de zile mi-am dorit să aplic la această bursă, însă niciodată nu am crezut că o să o pot lua. De 10 luni trăiesc la Roma și mă consider un artist deosebit de norocos pentru că am această șansă.
Sunt formată ca și artist de artă italiană. Acum 13 ani am venit prima dată în Italia într-o excursie, tocmai ce terminasem universitatea, și dacă până atunci divagam și încă nu-mi găsisem drumul, întâlnirea cu arta italiană a însemnat o revelație. Practic, m-am întors la arta figurativă. De atunci, în lucrările mele există coloane, elemente de arhitectură barocă și din perioada Antichității Romane, îngeri, vestale și, cred că cel mai important lucru, că m-am apropiat foarte mult de forma umană. Când am venit aici, în urmă cu 5 ani, știam de la Ministerul de Externe ce sarcini am pe această linie, știam de la Institutul Cultural Român la fel. Am întrebat Academia Română, care păstorește din punct de vedere științific această instituție, ce trebuie să fac. Și mi s-a spus, în primul rând, să aveți grijă de bursieri, ceea ce încerc să o fac, și anume, trebuie să știți că Academia din România, în 1945, a devenit membru fondator al Uniunii Internaționale a Institutelor Străine din Roma, care aveau ca scop de cercetare istoria, arheologia și istoria artelor. Sigur că în 1948, când Academia s-a închis, instituția noastră a ieșit volens nolens din această societate savantă și extrem de onorabilă, și abia după 1999, când am reînceput să primim bursieri, Academia din România a fost primită din nou în acest concern de academii străine, de institute de formare postuniversitară. Așa încât una din grijile mele este să orientez pe bursieri să participe la toate activitățile care se desfășoară în comun sub egida acestei uniuni internaționale. E vorba de conferințe periodice, de pildă pentru bursierii arheologi sunt conferințele lunare pe care le organizează Asociația Internațională de Arheologie Clasică, unde și noi suntem membru. Apoi e vorba de o asociație a academiilor din Valea Giulia, deci cele 6-7 academii care suntem aici adunate în acest cartier, probabil cel mai frumos din Roma, Villa Borghese, și care de asemenea organizează întâlniri periodice pentru studenții în istorie și în arheologie. E vorba apoi de a le facilita intrarea în muzee, da? Toți primesc o legitimație gratuită pentru a putea intra în muzeele de stat. E vorba apoi de relațiile care se fac cu arhivele statului, cu arhivele Ministerului de Externe italian, cu arhivele Vaticanului, pentru a le facilita intrarea în aceste locuri de cercetare. Dacă n-ar fi fost bursa Vasile Pârvan, probabil aș fi fost în Copenhaga lucrând la un birou de arhitectură de Treor Nielsen, se numește. Este un birou unde mi-am făcut practica, de altfel, un birou, al treilea birou, putem spune, din țările nordice, ce mi-a deschis noi orizonturi atât și din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al relațiilor cu arhitectura nordică. Dar am ales partea pedagogică, sunt ca arhitect și ca asistent la Facultatea și Universitatea de Arhitectură Ion Mincu. Mi-am ales în urma înscrierii mele la doctorat, sunt în ultimul an de doctorat, anul 3, să pun în valoare arhitectura interbelică. În momentul de față, literatură și medicină sau medical humanities este inexistent, din păcate. În facultățile de filologie nu există programe de literatură și medicină, în facultățile de medicină nu există programe de medical humanities. Din păcate, efectele absenței acestor cursuri sunt foarte vizibile în sistemul românesc. Consider că ar trebui implementat de urgență un astfel de program. Scopul meu este, pe termen lung,
să reușesc să implementez un astfel de program sau cel puțin să atrag atenția asupra necesității acestui program? Un loc sigur de muncă în România nu l-au. Puțin dintre cei care sunt în momentul de față bursieri pârvan vin din România unde au un loc de muncă, da? Sunt de pildă asistenți universitari sau sunt muzeografi, dar aceștia sunt destul de puțini. Din păcate, pentru foarte mulți dintre ei care și-au făcut doctoratul sau l-au început în România, îl termină în timpul acestui stagiu, nu există un loc de muncă asigurat. Aceasta este una din problemele grave din România. Aceste burse, din păcate, sunt pentru mulți dintre doctoranți și o posibilitate de trai, așa cum sunt și o mulțime de alte burse din România, de granturi, nu? Care reprezintă o posibilitate de supraviețuire pentru niște tineri excepționali care ar merita, fără îndoială, mult mai mult, mult mai multă grijă din partea statului nostru, în a le asigura un loc de muncă corespunzător studiilor lor. Această bursă, în primul rând, mi oferă posibilitatea de a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul pe care eu l-am ales să îl cercetez, respectiv lingvistica, cu precădere italianistica. Aici intră nu doar limba, cunoștințele de limbă, dar și cele de cultură și literatură și, în fine, cam tot ce ține de lumea italiană. Mi va oferi cu siguranță posibilitatea de a-mi încheia studiile doctorale, începute acum 3 ani. Și dacă în acest răstimp cât mai îmi rămâne ca bursieră pârvan, mi se va oferi posibilitatea de a continua o colaborare în Italia sau în Roma chiar, o voi face cu drag, desigur. Dacă nu ar fi fost această bursă Vasile Pârvan, din păcate, cred că eforturile mele ar fi fost într-o oarecare măsură sistate, cel puțin pe moment, pentru că în România nu sunt fonduri alocate pentru acest tip de cercetare. Probabil aș fi încercat în afară, cu siguranță, un alt tip de burse pe care l-am și acum în vedere, pentru o eventuală specializare. Iar aici mă refer în principal la Statele Unite, unde acest domeniu este extrem de prizat, nu este doar la modă, ci este extrem de folosit, efectiv, în medicină. Pe perioada de care mă ocup eu, dacă ar fi să ne echipăm o hartă a Europei, țările române, Moldova și țara românească în speță, reprezintă în mare măsură un gol, o pată albă. În mare măsură. Vorbim aici, evident, de percepția externă. Pentru că, de obicei, se merge spre Ungaria, Transilvania, Polonia, se face un salt și se ajunge spre Rusia. Cred că acest gol ar trebui umplut. Și cred că bursa aceasta poate fi importantă într-un asemenea demers. Cred că, în continuare, instituția își va păstra caracteristicile de până în prezent. Am semnale pozitive în ceea ce mă privește și cu privire la o reorientare a programelor noastre cu sprijinul Institutului Cultural Român în acest domeniu al cercetării științifice, al simpozioanelor internaționale, al colocviilor. De altfel, și până acum
Aceasta a fost o latură importantă a activității noastre. Am organizat colocvii internaționale cu participare românească, italiană, uneori franceză, belgiană și așa mai departe. Colocvii de istorie, de arhitectură, de arheologie, de lingvistică, de filozofie. Dar în viitor și în viitor apropiat, această latură activității noastre va spori, ceea ce este un lucru pozitiv. În rest, sper ca peste 9 ani, iată, când această instituție își va sărbători primul centenar, spun primul pentru că sper să urmeze și altele, când se va sărbători centenarul, eu spun că sper ca o parte din problemele, să spunem, cu care ne confruntăm azi, să dispară și să fie mult mai bine. Iar cei care au fost bursieri să-și aducă aminte cu plăcere de perioada pe care au petrecut-o la Academia din România. Mm-hmm.